Manualul de educație tehnologică și aplicații practice pentru clasa 8-a de la Editura Litera a fost declarat câștigător la licitația de manuale școlare organizată de Ministerul Educației și Cercetării în anul 2020. Realizat de un colectiv de 4 autoare cu o bogată experiență profesională, manualul de educație tehnologică de la Editura Litera își propune să formeze competențele prevăzute în programa școlară, punând la dispoziția elevilor un conținut variat și adecvat vârstei lor. Manualul Litera are o structură simplă și accesibilă, organizată în 3 unități de învățare. Conținutul manualului este orientat către formarea competențelor tehnice și antreprenoriale ale elevilor în contextul, atât de important la momentul actual, de protejare și prezervare a mediului ambient. Totodată, manualul de educație tehnologică abordează noțiuni de extremă actualitate, precum dezvoltare durabilă, energie curată, protecția mediului, economisirea energiei, afacere, antreprenor, meserii atractive contemporane și ale viitorului. Organizarea conținutului manualului este dinamică și variată, oferind elevilor rubrici pentru studiu și documentare individuală, teme de proiectare pe echipe, activități de fixare și verificare a cunoștințelor. Varianta digitală cuprinde integral conținutul manualului în varianta tipărită, având în plus exerciții interactive, jocuri educaționale, animații, filmări și simulări. Prin conținut și prezentare, manualul realizează un pas important în extinderea educației în domeniul STEM, o nouă paradigmă a societății viitorului apropiat.